80 de tineri din mediul rural din Constanța învață să spună nu discriminării printr-un proiect artistic de amploare. Sub coordonarea Asociației pentru Tineret Iduna și în colaborare cu Facultatea de Arte a Universității Ovidius, aceștia lucrează la crearea unui mozaic mural impresionant în comuna Lipnița. Zidul parcului principal prinde viață cu ajutorul lor într-un tablou care simbolizează unitatea și diversitatea. Inițiativa are ca scop reducerea inegalităților sociale, punând accent pe integrarea tinerilor din mediul rural, care de multe ori nu au acces la aceleași resurse ca cei din orașe. Pe lângă munca artistică, participanții au parte la sesiuni interactive de discuții despre discriminare, învățând cum să identifice și să combată prejudecățile cu care se confruntă zilnic. Au realizat faptul că orice judecată, nu de valoare, sau chiar și de valoare, implică o doză de discriminare, au încercat să înțeleagă de unde vine genul ăsta de judecată. De obicei vine din familie, de acasă, dar acolo ea nu pornește cu rea intenție, ceea ce este un pic de busolan pentru ei, că e un drum care se face cu pași foarte mici, este extrem de frustrant, dar pașii ea foarte mici, fiecare dintre pașii ea foarte mici înseamnă de fapt o dislocare enormă acolo în interior. Toată povestea cu mozaicul vine ca o rețetă de lucru, o rețetă în care tineri din, să spunem, 3-4 localități vin și își găsesc cumva un numitor comun într-o tehnică de lucru, într-o tehnică care ține cumva la oaltă niște ore și obligă, între ghilimele bineînțeles, să socializeze și să renunțe la un ansamblu de preconcepții care vin cumva de acasă.